Bun găsit tuturor! Astăzi este despre excelența românească în cadrul internațional și despre declinarea conceptului de textilă în context muzeal sau în veșmânt cu personalitate. Avem haină, avem tapiserie, avem artefact, avem mai ales multă frumusețe, iar pe final avem și o boare de parfum nobil care să impregneze gulerele și eșarfele de sezon. Sunt Marius Constantinescu, rămâneți alături de noi la Vizual! Metropolitan Museum din New York este unul dintre cele 5 muzee enciclopedice ale lumii, alături de Louvre, Ermitaj, Vatican și British Museum. Departamentul său de conservare a textilelor asigură viața lungă pentru unele dintre cele mai importante piese ale umanității, de la tapiseriile flamande dedicate unicornului, la ținute semnate de designer ai secolului 20. Nu multă lume știe că timp de 30 de ani acest departament cheie în viața unei instituții gigant, așa cum este Metul, a fost casă pentru o româncă, Florica Zaharia. Cum este să pui mâna pe unicornul în captivitate? Vă mulțumesc pentru invitație și pentru întrebările interesante. Este într-un fel intimidant. Noroc că mi-am pus mâna pe aceste faimoase tapiserii după ce trecusem printr-un oarecare exercițiu. Exact cum nu uit mirosul lânei țurcane și a fibrelor de cânepă cu care am crescut, tot la fel nu uit caracteristicile unei tapiserii cu care lucrez. Simt uscăciunea acestor tapiserii, care sunt într-o condiție fabuloasă, dar totuși în câteva sute de ani se întâmplă ceva cu acest material. De ce ați vrut să plecați în America și nu în altă parte? Nu am vrut să plecăm în America, dar situația politică în care ne aflam și mai ales o situație puțin diferită a familiei mele datorită romanului Ademenirea scris de socrul meu, Romul Zaharia, ne-a adus foarte multe probleme. Practic am plecat din țară în 1984 pentru o muncă pe care soțul meu a avut-o legal, sigur, în Mauritania, care a fost 2 ani fantastici și după aceea am hotărât emigrarea. Încercând să rămânem în Europa, nu s-a putut și sigur alternativa a fost Statele Unite. Povestea Floricăi Zaharia apare clasica poveste de succes americană. Imigrantă cu școală serioasă făcută în România, Florica Zaharia ajunge la New York, bate la ușa Metului, intră și în timp urcă toate treptele departamentului de conservare textilă până când ajunge la șefia acestuia. Continuarea însă se îndepărtează de rețetă. Când ai fi zis că mai sus nu se poate, s-a putut de fapt în altă parte. De puțin timp, Florica Zaharia s-a întors în România, unde a fondat Muzeul Textilelor în localitatea Băița, județul Hunedoara. Ce mi-a deschis ușa a fost faptul că am crescut în locul care am crescut, într-un sat din Munții Apuseni și unde încă se mai lucra cu materialul textil. În perioada copilăriei am avut șansa să văd, în special pe mama mea, Victoria Tripon, reluând acest proces al producerii materialelor textile și a transformărilor în textile în fiecare an. Din fericire, cea care m-a intervievat în departamentul de conservare a textilelor, Nobuko Kajita, venea dintr-o țară cu o cultură tradițională, Japonia, și a înțeles exact, știa că oamenii care vin din Estul Europei au experiența pe care eu am avut-o. Asta cred că a fost secretul. Și a mai fost încă unul, aveam tapiseriile mele, artist fiind la vremea aceea. Ați intrat direct pe marile lucrări, marile piese din colecția muzeului? Din fericire, da. Eram un artist care înțelegea tot bazicul creierii unei tapiserii și asta a fost foarte important, dar nu știam regulile restaurării. Ei, încet, încet, o instituție ca Metropolitanul, unde mulți în perioada aceea ne-am format, era pur și simplu necesar să ai bazicul și de aici, astăzi nu mai sunt lucrurile la fel. Foarte, practic este imposibil cineva fără o educație în conservare să fie angajat. Ei, a fost norocul meu să ajung în 88 acolo. Ce se deteriorează cel mai repede la o tapiserie din 1400-1500?
Este un complex de situații fizico-chimice. Este vorba de culoare. Sigur, una dintre primele care se deteriorează dacă lucrarea este expusă la lumină. Este vorba de mânuire, este vorba de poluanți, este vorba de mediul în care a fost păstrat umiditate, temperatură, conflictele acestea sau oscilațiile acestea. Sigur, toate pot să accelereze deteriorarea. De-a lungul timpului, care au fost, în măsura în care și dumneavoastră ați evoluat în acest departament, cele mai ambițioase proiecte pe care le-ați avut? Sunt multe. Unul dintre cele mai interesante a fost această tapiserie flamandă de secolul de început de 16. O numim Burgos Tapestry, care era o tapiserie de... Se numește Burgos mai întâi pentru că a fost găsită la Catedrala din Burgos, tăiată, nu se știe dacă a fost vandalism, cel puțin așa apare, tăiată într-o formă foarte irregulară în patru bucăți. Ei, ce se dorea la momentul respectiv era asamblarea acestor bucăți de tapiserie înapoi. De asemenea, se dorea restaurarea, mai bine zis, rețeserea lacunelor, mai ales a mătăsii și a lânei de culoare maro cu care erau țesute umbrele. De ce se deteriorează maro în mod special? Pentru că se vopsea din taninuri și cu oxid de fier. Oxidul de fier oxidează fibra și pur și simplu dispare. Lucrând la Metropolitan, ești obligat să lucrezi cu obiecte din diferite culturi, cu toate că fiecare dintre noi dezvoltăm un interes pentru o anumită grupă de obiecte, o anumită cultură și încerci să stai focus, ești trimis și în celelalte direcții. Care și interesul dumneavoastră către ce se îndrepta? În vremea aceea, sigur, eram foarte interesată de textilele românești și unde se găsesc ele în contextul global, care mă interesează și acum în continuare, și eram interesată în tapiserie, pentru că asta studiasem. Deci, un alt proiect fantastic a fost așa numitul Rati Project. Era construirea noului depozit în care toate textilele sau majoritatea textilelor din muzeu trebuiau să vină. Până atunci ele aparțineau sau erau depozitate în depozite care individuale, fiecare pe lângă un departament muzeografic. În mod special am lucrat cu textilele din departamentul de artă asiatică, puțin fantastic, puțin din departamentul islamic, sigur, departamentul de artă europeană și, în special, am participat la construirea noului departament de conservare. Există textile românești la Metropolitan? Sigur că da. Există. Existau și dinainte să ajungeți dumneavoastră acolo? Da, existau. Multe dintre ele... probabil au fost aduse de către emigranții de la sfârșitul secolului XIX, început de 20. Există chiar un covor donat de Iorga. Din păcate, Metropolitanul și nu numai, muzeele din Statele Unite nu au foarte mulți specialiști pe partea este europeană. Pasiunea de colecționar pe care Florica Zaharia o împarte cu soțul său, Romulus Zaharia, a dus la apariția acestui proiect muzeal unic pentru România, Muzeul Textilelor. Know-how american și patrimoniu românesc. Aceasta ar fi pe scurt formula câștigătoare. De fapt, în urzeală se împletesc povestea, iubirea și o nesfârșită deschidere către comunicare și către uimire. Direcția pe care am luat-o nu s-a făcut, n-a fost o direcție promptă, a fost o direcție care s-a sedimentat pentru foarte mulți ani și în momentul în care am luat decizia cu cel puțin
10-15 ani înainte că vrem să ne întoarcem în România și ce vrem să facem în România, nu era clar că vroiam un muzeu sau cu siguranță vroiam o instituție culturală care să participe la cercetarea materialului textil în contextul universal. Că va fi un institut de cercetare, că va fi un institut de educație sau va fi un muzeu, încă nu decisesem, dar știam și lucram la pregătirea colecției și nu numai, chiar la pregătirea spațiilor din România. După Revoluție noi puteam să venim acasă și o făceam foarte frecvent și a fost perioada în care am pregătit venirea noastră. Ei, niciodată nu este ușor să hotărăști să pleci de la Metropolitan Museum of Art, pentru că nu numai succesul din fericire pe care l-am avut și puteam să-l am în continuare, dar resursele pe care le ai într-o instituție ca Metropolitanul sunt fantastice. Să nu mai vorbesc de grupul profesional din departamentul meu, care era format la un moment dat din persoane care veneau din 16 diferite culturi din jurul lumii. Știam că dacă vrem să facem acest pas și să folosim colecția pe care o adunasem în ultimii 40 de ani, trebuie să hotărâm venirea atâta timp cât mai avem suficientă energie. Întoarcerea mea la Metropolitan de fiecare dată este făcută foarte natural și... Mai aveți așadar colaborări cu muzeul chiar și astăzi? E întotdeauna întoarcerea acasă, e a doua casă. Sunt pensionara Metropolitanului și conservator emerită a Metropolitanului în momentul acesta. Ce ați adus în Muzeul Textilelor din România, primul muzeu al textilelor din România? Piese colecționate din toată lumea, care reflectă în special materialele textile și tehnologia textilă folosită în diferite culturi în jurul lumii. Ideea a fost contextualizarea materialului românesc. Nu este cumva o piedică sau o frână de mână trasă faptul că nu e în București sau nu e la Cluj sau nu este într-unul dintre orașele importante ale țării? Nu, dimpotrivă. Muzeul acesta pentru noi este întoarcerea acasă. Întoarcerea acasă pentru mine este Hărțăgani, Băița, da. Este locul din care vin. Cred mult în muzeele mici care sunt foarte concentrate pe un anumit subiect. Cred în prezența locurilor de cultură în zone minunate, de altfel și avem multe în jurul țării, care nu sunt cunoscute. Arta românească este minunată și merită să fie cunoscută, da, și de către noi și de cei din afară. Faptul că am fost închiși pentru o perioadă atât de lungă, nu ni se întâmplă numai nouă. Nu s-au făcut publicații într-o limbă de comunicație internațională, colecțiile nu au putut ieși afară, interacțiunile cu profesioniștii din lumea întreagă nu s-au putut întâmpla, au fost foarte limitate. Eu cred că suntem doar la începutul procesului de colaborare cu lumea întreagă și a facerii cunoscută a artei noastre. Dacă astăzi mergeți la New York și vă duceți la Metropolitan sau la Cloisters, nu puteți să fiți niciodată un turist oarecare, pentru că, așa cum spuneați, e a doua casă, dar să presupunem că reușiți această dedublare. La ce exponate vă duceți în mod special, pentru că v-a rămas o parte din suflet acolo și de ce nu poate că la nivel tactil încă le simțiți? Aici e întrebare dificilă. Perioada medievală, cum spuneați, la Cloisters, una dintre colecția cea mai interesantă, o alta este în galeriile de artă islamică, Altica să le numim astăzi, un material extraordinar care acoperă un teritoriu foarte larg. Aș dori să găsesc mai multe obiecte din partea est-centru european, poate în viitor, da. Antonia Nae este unul dintre cele mai prezente nume pe buzele iubitorilor de modă din România și asta după ce mai multe superstaruri internaționale i-au creditat ținutele, de la Oprah Winfrey și Rihanna la Victoria Beckham. Pasionată de design vestimentar, Antonia a făcut nu din Paris și nici din Milano, ci din Londra epicentrul creativității sale.
Acest showroom reprezintă, cred că, cel mai puternic vis al meu, al nostru, ca să spun așa. Încă de când eram în facultate, în Londra, mi-am dorit foarte tare să am propriul meu showroom în care să-mi expun creațiile. Deci noi în showroom încercăm să avem trei concepte. Avem prima parte aici, cea de Black Couture, care aș vrea să fie reprezentată de stilul care m-a consacrat, cum mi-am prezentat eu ultima colecție. Avem partea de colorată de couture și o colecție capsulă ANT, care vor fi haine pe măsură, SML, standard. Am zis că hainele fiind spre haute couture, am zis să facem ceva și mai comercial, mai portabil, dar cumva cu touch-ul ei. Aceasta este din colecția prezentată la Graduate Fashion Week, cea finală. Este din piele de miel. Eu am plecat la 19 ani din România și visul meu încă de atunci era să particip la Graduate Fashion Week. Acesta era un eveniment organizat pentru absolvenți, cel mai mare din lume. Și mi-am dorit să-mi prezint acolo colecția finală, deoarece știam că apoi voi avea foarte multe oportunități, voi putea să fiu văzută și oarecum cunoscută, ca să zic așa, în lumea modei. Am pregătit-o în ultimul an de facultate. Am vrut oarecum să arăt că am rădăcini românești și m-am inspirat din frumusețea și textura naturii din Delta Dunării. Antonia este acum imaginea facultății pe modă. În urma premiului câștigat la Graduate Fashion Week, în acel an am fost desemnată unul dintre cei mai buni 5 studențe ai anului. Ni s-a organizat un eveniment la Palatul Parlamentului, iar apoi un masterclass în secret cu Victoria Beckham. Am plecat împreună, eu am lucrat ca și hairstylist, la bază sunt hairstylist, am terminat o școală particulară de hairdressing. Am lucrat timp de 3 ani ca hairstylist și după am zis să mă alătur ei. I-am zis să facem o echipă. Am terminat facultatea în 2018 și a fost foarte interesant că aveam foarte multe proiecte live, să zic așa. Aceasta face parte din colecția Genie, prezentată la London Fashion Week, cu care chiar am câștigat premiul 3 pentru Britain's Top Designer. Îmi plac foarte tare mixturile acestea între soft și hard. Îmi plac alăturările de materiale, dintre piele, dantelă, broderie și tot ceea ce ține de lucru manual. Eu sunt foarte atrasă de non-culoarea neagră și majoritatea colecțiilor mele au accente rock glam. Cred că mă reprezintă foarte tare. Acestea sunt câteva piese din colecția capsulă. Sunt haine realizate pe mărimi standard, SML. Sunt haine mai accesibile, fuste din dantelă cu o peliculă de silicon, iar apoi sunt plisate manual. Vrem să păstrăm o legătură cu Londra. Noi în 2016 ne-am deschis atelierul acolo și am lucrat pentru diferiți clienți. Și acum oarecum vom fi între București și Londra, vom prezenta anul următor acolo colecția. Avem materiale la care avem exclusivitate în România, cum ar fi acesta. Este o mătase naturală cu insecții de catifea. La fel, avem exclusivitate și la acest material. Este o dantelă franțuzească care este adăugată un silicon. Mai departe, ne dorim să creștem brandul să devină internațional. Pot să zic că avem un vis destul de nebunesc. Să nu-i zic imposibil. Vrem să devenim prima casă de modă românească, haute couture. Dar e destul de greu, pentru că este un sindicat în Franța care acordă această titulatură și trebuie să îndeplinești anumite condiții. Noi acum vrem să ne pregătim colecția pe care o vom prezenta anul viitor la Londra. Luăm amândoi decizii, mergem amândoi să alegem materialele, călătorim prin toată Europa să facem cea mai bună alegere.
colaborăm cu artizani din Franța, care ne creează și ne țes special materialele pentru noi, din Italia, Japonia. Materialul în sine este el spectaculos. Antonia încearcă să nu-l lase chiar așa, să îi place să mai biblească puțin. Creez și altceva decât negru. Ca să spunem, acestea sunt materialele care vă spuneam că sunt țesute special pentru noi, pe artizanii cu care colaborăm în Franța. Avem în vedere și să colaborăm cu anumite companii care comercializează ținutele designerilor. Cine se regăsește în stilul meu și apreciază ceea ce fac, eu pentru oricine o să creez. Astăzi ar fi fost un icon al Instagramului. Ludovic al XV-lea al Franței s-a dedat exceselor stilistice și a îmbinat pasiunea sa pentru cai pur sânge cu predilecția pentru parfumuri create doar pentru el. Astăzi, moștenirea lui culturală este continuată de una dintre cele mai exclusiviste case de parfumuri din Franța, Parfum de Marly. Calan, purtând numele unuia dintre armăsarii preferați ai monarhului, un parfum cu inimă de portocală roșie, lavandă, piper și condimente, a fost de curând lansat și în România. On revient à l'âge d'or de la parfumerie. À l'époque, Louis XV vivait au château de Versailles. Et quand il voulait emmener ses favoris, il les emmenait tous au château de Marly. Et il invitait les plus grands parfumeurs de grâce à venir au château de Marly et il mettait des fragrances dans chaque fontaine du château. Et il était aussi passionné de chevaux. Et donc, il a commencé à créer les haras de France et à faire les mélanges de chevaux. C'est la raison pour laquelle, en fait, chez Parfums de Marly, on a des noms de chevaux pour chacune des fragrances. Comment vous préservez cette tradition? Justement, en essayant d'être entre la tradition et la modernité. La tradition, c'est en gardant les ingrédients les plus célèbres, comme la lavande, qui sont des ingrédients d'origine de Grasse. C'est avec la lavande que les parfumeurs ont commencé les premières distillations à Grasse, il y a plusieurs siècles. Donc on utilise toujours ces ingrédients très précieux. Et puis, on essaie de rentrer dans la modernité en utilisant des synthétiques. On essaie d'être unique. On essaie de proposer quelque chose de différent. Parce qu'on n'aime pas faire comme les autres. Alors l'idée c'était quoi? C'était de partir au départ sur cette magnifique ingrédient qu'est l'orange sanguine et on l'a twisté avec de la fleur d'oranger en note de cœur, mais surtout on a gardé de la mousse en fait, donc en synthétique justement pour reproduire les effets très verts en fait de la mousse qui sont en note basse. Mais techniquement, c'est une fragrance qui est très bien composée parce qu'il y a les épices de la note de tête qui ressortent au même moment que la mousse qui est en note basse. On aurait pu jouer autour de la bergamote, de la mandarine, du citron, mais non, on a voulu faire quelque chose d'unique et on a joué autour de l'orange sanguine. Et je crois que ça donne vraiment quelque chose d'assez unique. Calan, c'était un des chevaux préférés de Louis XV. Il faisait des mélanges de chevaux, de brides, donc à travers des chevaux du Moyen-Orient et aussi des chevaux qui étaient plus européens. Calan, c'était un bride qui venait un petit peu plus des pays comme l'Iran, la Mésopotamie. Et donc il ramenait tous ses chevaux au haras de Versailles et du château de Marly et il mélangeait en fait ses chevaux. C'était à sa manière aussi il essayait de faire des mélanges un peu comme le font les parfumeurs avec les ingrédients. La parfumerie, c'est comme la mode. Est-ce qu'il y a des tendances, des ingrédients qui sortent et aussi des ingrédients qui entrent et qui font une entrée triomphale? C'est vrai, il y a des tendances, mais nous, on essaye de les suivre le moins possible. Alors, c'est ça qui est intéressant. Chez Marly, on part vraiment d'un ingrédient à travers un voyage, à travers aussi, moi je dis souvent que le parfum est une machine à remonter dans le temps. Donc par exemple, si on va se promener dans un champ avec certaines plantes, on va se rappeler de ça et on va essayer de les reproduire. Donc nous, chez Marly, on le fait complètement à l'opposé des marques commerciales. On part d'un ingrédient, ensuite on fait des briefs avec plusieurs parfumeurs. On travaille notamment avec Givaudan, Firminich. Et ensuite, en fonction des différents briefs, on choisit notre direction. Mais jamais on va essayer de répondre à une demande marketing. C'est toujours la culture, dans le vrai sens du terme, qui est derrière un parfum comme celui dont on parle aujourd'hui. Complètement, la culture. Alors voilà, avec Parfum de Marly, on essaye vraiment de parler de cette histoire française aussi. Donc voilà, il y a cet héritage qu'on essaie de renouveler. Mais on essaie encore une fois de cette modernité. Moi, je trouve que ce Calan, justement, il a ce côté un peu comme...
comme des chevaux après une course hippique, qui a ce côté à la fois animalique, un peu du cheval, chaud à travers les boisés qu'on utilise. Donc on a utilisé du bois de cachemire, on a utilisé du bois de santal par exemple. Et donc véritablement il y a cet effet assez chaud, qui assez boisé, mais en gardant effectivement un effet solaire, avec des notes solaires comme voilà, la tulipe blanche, comme ben justement l'orange sanguine aussi, qui donne vraiment quelque chose de solaire à la fragrance. Doamnelor și domnilor, vizual la final. Sunt Marius Constantinescu și ne revedem duminica viitoare la 18:30 aici, la Verso Cărturești, pe TVR3 și TVRplus.ro. Până atunci, priviți în jur! Thank you.